Vă salut, hai să vă arăt o situație. Am găsit pe ăsta fără regină. Deja străsese niște potirașe din astea din păstură. Și l-o unesc cu ăsta de lângă. Deci familia nu că a murit, nu mai are regină. Se mai întâmplă așa asta. Deja albina mai rară. Uite, dacă se vede, eu cum făcuse aici. Potirașe din asta, așa. Albina albastră. Bagura aici. Demoram aici. Deci nu le-am băgat în cuibul lui. Cuibul lui este aici, între diafragmele astea două, astea patru rame. Am pus în stânga și în dreapta. Așa se întâmplă primăvara, mai pică cât o rege. Nu ne convine, dar ce să facem? Sirop. Asta e bine să fie rezervă. Știți că eu merg cu 36 la cules. Așa că am de unde să îmi fac 36 de bucăți bune. Așa, iar ce-a rămas aici? Ce-a rămas aici, o să-l unesc cu cel de acolo. Stai, pe la mine. La nimeni nu-i place când găsește câte o regină care nu o bine sau care moare. Dar ce putem face? Uite. Se îngrămădesc ele aici. Da. Ah, ce frumos e aici. Am mâncat turtă, gata, turtă, nu mai pun acum. Adună și el nițel polen. Uite, eu iau asta cu albină. Cui e cald, putur aici puțin și o las aici, că albina trece ușor. O fungă trece aici. Așa, ce să-i fac? Mi-a pus o păculiță de sirop. Am uitat la cântar, scade cam, a scăzut, adică prima zi cam 300 de grame. Și eu cam 400 de grame de sirop îi pun la 2 zile. Deci ar trebui mai mult să-i pun. Dar mai rămâne de văzut la cântar să-l țin pe loc, asta e ideea. Ia să vedem. Acum dacă i-am pus siropul ăla, deci uite, el era la 20 și 6 de kg, uite aici e 6. 26.
I-am pus siropul și uite, bate în sus puțin, da? Ia să vedem cu cât. Uite, cu 200 de grame. Deci, nu, că dată eu îl las tot acolo, deci îl las la 26. Uite, cam asta. Ia să vedem câte grade avem. Bine, a început să zboare, deci acum este, nu știu cât e, cred că e ora 11. Ia să vedem dacă zboară bine. A, s-a ridicat aici, uite, la 17 grade. Începe să zboare, adună puțin polenaș. Intră așa, a început să intre și la mine, la 3 secunde, 4, intră o albină cu polen. Ia să vedem, se vede acolo. Uite, a intrat una. Mai a intrat una. La 2-3 secunde a început să mai intre, e bine. Cam asta e activitatea. Deci a mai scăzut stupina, uite, minus 1. Asta e situația. Bun, cam atât, n-am ce să arăt. Că le pun câte o punguliță de sirop, uite, asta fac. N-am altceva ce să arăt. Deci la 2 zile le mai pun câte o punguliță de sirop ca să întrețină puietul, să aibă și ele energie să ducă după polenul ăsta. Care a mâncat turta? O luăm de aici. Pungulița asta. Aici. Ne aducem alta. Mare lucru să ai grijă de niște albine, uite. Foarte simplu, nu? Mai pun aici două bețișoare așa ca să circule ea, că are o ramă după diafragma aici. Deci o zi, da, una nu, îi pun cam 350 de grame de sirop. Eu nu-l cântăresc siropul, că e 400 de grame, că e 300. Și chiar sunt curios după vreo săptămână să vedem dacă la cântar reușesc să-l țin pe ega. Dar trebuie calculat aici că normal din hrana asta ajunge să fie puiet, adică și puietul ăla are o greutate, nu? Adică eu trebuie să-i dau și lui să aibă mâncare și să bage și puiet. Da, oricum la mine nu moare de foame niciodată. Hai, Baren, să deschid și unul să vedem puietul. Filmarea asta eu nu pot să o încarc astăzi, că am altele de pus. Azi suntem în 23 mai. Da, posibil să o pun pe 28-29, nu știu exact. Am mâncat aici frumos. Să vedem ce avem înăuntru. Deci avem o ramă după diafragmă. Cam așa. Nu e albine, cine știe ce. Rămâne aici.
Aici are mâncare. Ultima ramă. Și aici în centru să vedem ce avem. Nu o să se vadă aici. Toată rama, uite așa. De la arvar o uat și a început să copăcească în cel. Uite ce apitul. Larvarie, hai să încerc să arăt. Uite cam așa. Până jos, jos e mai larvar și ouă. Sus căpăcit. Hai bine, uite, e și regina pe aici. Hai bine așa. Eram acealaltă cu mâncare. Deci pe asta două rame în centru are. De-abia suntem în 23 martie. Am zic mulți că de ce nu zic data? Păi uite, zic data 23. Și eu filmarea asta când o să o pun pe 29 martie. Nu o să le convine. Păi de ce nu o pui în ziua aia? Pentru că fac multe filmări. Uite, astăzi o să fac poate mai multe filmulețe și nu pot să le pun toate într-o zi. Pun în fiecare zi câte un. Aici a băgat și el nițel pe ulei și ramă cu miere. Cam asta. Bun, cam atât să-i pun sirop. Acum uite ce am făcut, i-am descăpăcit rama asta de după diafragmă. Eu dau aici ultima. Încalbină destul, uite. Eu ce pe diafragmă aici, eu ce aici. Grame. Uite așa. Îmi vreau săptămână. Mai ouă și o mamă. Dă înainte ușurele. Uite cam asta fac. Deci n-am secrete. Da. Asta parcă am pus aici. Asta i-am pus. Asta am mai lăsat o ramă după diafragmă. La care am considerat că are albină mai multă. Cum am făcut la asta, am băgat rama în cuibacul. Descăpăcită. Uite cam asta. La alții am scos câte o ramă. Asta trebuie să le duc înăuntru că băzi albina la ele. O să mergem pe camion, dar o să fac altă filmare. Să vedem ce găsim și pe aici. Bun. Cam atât cu ăștia de afară.
Deci mi-a picat o regină.